Ca în fiecare toamnă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă vine în întâmpinarea tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă și organizează bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. În acest an, evenimentul se va desfășura în data de 27 septembrie la nivelul tuturor agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, respectiv în 82 de agenții locale și puncte de lucru. La Zalău, bursa se va desfășura la Casa Armatei, începând cu ora 10. Reamintim că aceasta nu este singura bursă de locuri de muncă organizată în luna septembrie la noi în județ, în data de 11 septembrie fiind organizată de asemenea o bursă a locurilor de muncă la Jibou. Bursa a fost organizată la cererea unui angajator din zonă care a oferit 30 de locuri de muncă de confecționer, îmbrăcare, volane, în piele.